cancerele de sânge, de exemplu, nu erau tratabile decât cu chimie și radioterapie. Aceasta era procedura standard în cazul acesta. În momentul de față, se urmărește în continuare procedura standard de chimie și radioterapie, care presupune și pregătește pacientul pentru transplantul cu celule stem, după care are loc transplantul cu celule stem, care varsă în organismul pacientului celule stem sănătoase, care, aflate în fluxul sanguin, vor merge până la măduva osoasă din interiorul oaselor lungi sau unde se regăsește această măduvă hematoformatoare. Ele se grefează, celule stem vărsate în sânge, se grefează la nivelul măduvei osoase și vor produce hematii, leucocite și alte forme celulare ale sângelui. Peste 80 de boli sunt tratabile cu celule stem, printre care limfoame, sindroame mielodisplazice, boli ale sângelui sau boli cu potențial letal. Se recoltează până la 15 ml de sânge la naștere. În vasele cordonului umbilical se găsesc în medie între 100 și 150 ml de sânge, care se recoltează, sunt trimiși în bancă și se separă celulele stem pentru a fi criogenate. Putem spune că transplantul a fost reușit în momentul în care, la un termen de 2-4 săptămâni, detectăm în sângele periferic al pacientului hematileucocite, promucite, sănătoase. Pacientul care urmează să fie pregătit pentru transplantul cu celule stem va trebui să urmeze chimio și sau radioterapie. Dacă pacientul suferă de boli asociate, boli cardiovasculare, de exemplu, s-ar putea să nu reziste pregătirii. Un al doilea moment delicat este cel în care facem transplantul propriu-zis. După efectuarea transplantului, poate să apară dacă proba nu a fost bine preparată sau dacă pacientul nu este suficient de compatibil cu respectiva probă. Există riscul de reject de grefă, care iarăși are potențial letal. Iar mai departe, un al treilea risc despre care putem vorbi este cel de a nu fi eficient transplantul. Celulele stem transplantate produc celule toată viața și se divid. Odată grefate celulele stem sănătoase, organismul va produce celule sănătoase toată viața.